Cum prevenim discriminarea și rasismul în rândul copiilor? Opinia adulților din jurul său va influența cu siguranță opinia copilului și atitudinea din viitor față de ceilalți oameni pe care îi va întâlni. Este important să le spunem copiilor că trebuie să filtreze totul în funcție de comportamentul oamenilor și nu de felul în care aceștia arată sau de cum unde s-au născut. Că toți oamenii au drepturi egale și în același timp se supun legilor și regulilor sociale în mod egal. Este important să le explicăm că nu contează unde te naști, ce culoare are pielea ta, dacă ești gras, slab sau ai pistrui. Atâta timp cât ai un comportament civilizat, cât te respecti pe tine și pe cei din jur, cât te străduiești să te integrezi într-o comunitate fără a face rău, fiind liber într-un mod decent, fără a afecta libertatea celuilalt. Acestea sunt detaliile care ar trebui să conteze pentru a-ți forma o părere despre un om. Este singurul barometru corect. Stă în puterea noastră să îi ajutăm pe copii să-și dezvolte viziunea în mod sănătos, echilibrat, fără a pune etichete oamenilor, doar pentru detaliile pe care ei nu le pot controla, pentru ceea ce îi face diferiți, etnia, culoarea pielii sau poate o deficiență.